spuneai că e arsă cu țigara, spuneai că a fost legată. Mi-am luat inima în dinți și m-am uitat și pe corpul ei, ce era pe față, ce era în căpușorul ei, aceeași era și pe pielea ei. Nu era un loc unde ai fi putut să pui un deget să fie alb, fie pielea albă, nu. Ce-ați simțit atunci? Vă vine nepoata și așa într-un sicriu înapoi acasă și mai vedeți și că este plină de lovituri. Ce să simt? Parcă în același timp îmi doream să mă duc și eu să nu mai fiu. Nu a meritat copilul ăsta ce i s-a întâmplat. Nu a meritat. Ea era foarte și firavă, ea nu. Sunt lacrimi de durere pe chipul mătușii Anei, fetița care a murit la doar 4 ani, fiind în grija unui asistent maternal. Femeia este devastată de durere de când nepoata ei, pe care spune că și-a dorit să o crească chiar ea, a venit acasă între patru scânduri. Șocul a fost și mai mare când spune că a văzut vânătăile de pe corpul fetiței. Dar ce era în acel sicriu era de nedescris. Era plină de lovituri, plină de vânătăi, plină de tot felul de semne care spuneai că sunt, seamănă cu arsuri. De țigară, nu știu de ce erau, dar așa semănau. Mâinile ei erau vinete toate, amândouă mâini, roșii, tot la fel. Spuneai că e arsă cu țigara, spuneai că a fost legată. Mi-am luat inima în dinți și m-am uitat și pe corpul ei, ce era pe față, ce era în căpușorul ei, aceeași era și pe pielea ei. Nu era un loc unde ai fi putut să pui un deget să fie alb, fie pielea albă, nu. Familia Anei nu mai are liniște de când a văzut rănile de pe corpul acesteia. Cu toții vor cât mai repede să se facă dreptate. Încă nu le vine să creadă că Ana nu mai este și că până acum nimeni nu a plătit pentru moartea ei.